Patronatele cer ca restaurantele să funcționeze și după ora 21 și să aibă program nelimitat de revelion. Organizația patronală a hotelurilor și restaurantelor din România a trimis o scrisoare deschisă guvernului, Ministerului Sănătății și Prefecturii București, prin care se cere relaxarea restricțiilor. Vicepreședintele Hora, Daniel Mischi, este în direct alături de noi. Bună dimineața, vă mulțumesc tare mult pentru intervenție. Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație. Domnule Mischie, care ar fi șansele ca cerințele patronatelor din industria ospitalieră să devină realitate? Deci, în primul rând, noi nu am cerut o relaxare, ci a fost o solicitare de readaptare a restricțiilor în concordanță cu noile cifre, nou grad de infectare. Și dacă la, mai mult de 6 la mie eram condiționat de ora 21. Considerăm că astăzi, când, spre exemplu, București este vorba de 1 la mie, restricțiile să fie adaptate. Să fie adaptate în ce sens? Restaurantele să poată sta deschise până la ora 23-24? Înțeleg că doriți program nelimitat pentru localuri în noaptea dintre ani? Deci există două situații. În primul rând, ora de închidere a restaurantelor trebuie adaptată cu noile condiții epidemiologice. Astfel, ora de funcționare a restaurantelor ar trebui extinsă. În ceea ce privește noaptea de Revelion, ceea ce se întâmplă la masa de Revelion sau la petrecerea de Revelion până la ora 21, se întâmplă și până la ora 2 noapte. Deci, practic, Revelion nu poate fi până la ora 21. Totodată, organizarea revelionului nu se poate face în câteva zile. Deci noi avem nevoie să știm că revelionul se poate organiza cu săptămâni înainte, în așa fel încât să putem activa toate resursele noastre, respectiv să anunțăm potențiali clienți. Care ar fi ora până la care ați dori să fie deschise localurile noaptea de revelion? Deci considerăm că revelionul înseamnă ora 24. Ora 24 reprezintă trecerea dintre ani. Și din acest motiv solicitarea noastră a fost de program nelimitat pentru restaurante în noaptea de Revelion. Doar în noaptea de Revelion, după care aceste restricții să fie cumva adaptate la cifrele, spuneați, pe care le avem astăzi, la datele statistice. Poziția Hora este foarte clară în acest sens. Cred că există specialiști care pot delimita foarte bine programul de funcționare a restaurantelor. Și avem încredere că după 2 ani de zile de pandemie, practic, avem mai multe cunoștințe și putem reacționa mult mai bine. Totodată, industria are nevoie de predictibilitate. Să știm cu ceva timp înainte care sunt restricțiile la care vom fi supuși. Înțeleg că ați trimis o scrisoare către guvern, către Ministerul Sănătății și către Prefectura Municipiului București. Când s-a întâmplat acest lucru și dacă ați primit din partea vreunei autorități vreun răspuns până acum? Au existat mai multe interacțiuni cu reprezentanții prefecturii, dar cu reprezentanții guvernului mai puține interacțiuni și mai ales cu guvernul este nou. În acest sens, noi am făcut o scrisoare săptămâna aceasta pe care am livrat-o reprezentanților guvernului și ne așteptăm să existe un răspuns în acest sens. Totodată, începând cu data de 8 decembrie, practic se iese de sub incidența restricțiilor impuse de către guvern. Deci avem nevoie de noi restricții. Și odată cu această dată de 8 decembrie ați dori ca lucrurile să arate altfel? Am dorit în primul rând ca restricțiile să fie adaptate cu nou grad de infectare, pe de-o parte. Pe de altă parte, evident am dorit să știm cu ceva zile înainte, în așa fel încât noi să putem să ne activăm în acest sens.